Vă găsiți, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială. A emisiunii invitat este domnul Răzvan Enescu, consilier municipal și mai mult decât atât. Bine ați revenit, domnule Enescu, la Proces Verbal. Bine v-a regăsit, domnule Enescu. Aveți scandala primăriei, așa se zvonește, din partea USR, din partea Alianței Dreapta Unită. Toată lumea așteaptă ca și USR-ul și Dreapta Unită și AUR-ul și PNL-ul să lanseze odată candidații. Nu e așa că e adevărat? Nu e așa că vezi scandal? Sau care este adevărul? Păi, la cum arată Ploieștiul, cred că în cursă un arhitect ar fi binevenit în cursa pentru primăria Ploieștiului. Eu asta am intenția, să candidez. Și s-a luat o decizie? Când se va lua? Când va fi? Știți că trebuie la lansarea aia oficială ca lumea să zică, da mă, uite, fiindcă pe zvonuri toată lumea zice, bă, intră arhitectul ăla, așa zic oamenii, intră Răzvan Enescu, bă, se pare că da, se pare că nu, dar nu e lansat oficial, e o incertitudine, e așa o ceață. Eu în cursă am intrat, domnule Enescu. Deci eu în cursă am intrat în cursa pentru primărie, acum trebuie să fie și o lansare oficială. Deci cu subiect și predicat. Eu am intrat în cursă. Acum să vedem câți vor fi în echipa cu care voi merge înainte. Vorbeați despre arhitectura Ploieștiului. Ce nu vă place? Sau ce vă place? Sau cum să formulez? Hai să vedem așa. Întâi ce ne place și ce nu ne place. Bun, Ploieștiul este un subiect foarte ofertant din punct de vedere a ce nu ne place. Da, putem să spunem foarte mult. Dar Ploiești are și foarte multe lucruri bune, nu? Are totuși o arhitectură care, datorită dezvoltării industriale din trecut, așa, totuși a evoluat destul de frumos. Avem bulevardul care arată impecabil, cu casele acelea foarte vechi și foarte monumentale. Zona Praga aici. Zona Praga aici, în această zonă. Și să știți că chiar și zona asta mai modernă și chiar făcută în anii 70-80, față de alte orașe din țară, nu e neapărat o zonă neplăcută. Uite, v-aș da un exemplu, zona Cina. Zona Cina, din punctul meu de vedere, este, cred că, cel mai frumos cartier de blocuri din România. Nord sau Cina? Sau Nord și Cina? Zona Cina și Camelii. Deci toată zona Cina Camelii, începând cu Cina Camelii, este cea mai frumoasă, cred eu, din țară. Da? De ce? Este exact principiul acela de oraș parc. Da? Copaci foarte mulți. Asta mai mult zona Camelii, da? Copaci foarte mulți, spații verzi, blocuri mai mici la nivel uman. Nu știu, tot timpul când mă plimb pe acolo, locuri mi se pare că suficiente, nu? Exact. Mi se pare că mă plimb printr-un parc. Vorbim despre un cartier construit înainte de 90. Înainte de 90. După 90, Ploieștiul a fost ciopărțit din punct de vedere arhitectural, a existat o viziune. Astăzi sunteți tânări, este adevărat. Da. Dar puteți evalua, puteți să aveți o opinie, sunteți specialist, aveți expertiză. Senzația mea ca nespecialist e faptul că Ploieștiul sau arhitecții Ploieștiului ori n-au avut viziune, ori au făcut ce a spus primarul, ori nu au știut, ori nu le-a păsat. Dar nu am expertiză. Care este opinia dumneavoastră? Sunt două aspecte pe care putem să le observăm. În primul și în primul rând, în România, după anii 90, mulți au înțeles, și cei care au construit, și arhitecții, au înțeles libertatea foarte ciudat. Ei au spus, domne, gata, nu mai avem restricții, construim cu vrem, facem ce vrem. Foarte mulți au vrut să tragă aveau un teren și au vrut să tragă cât mai mult din acel teren. Nu s-au respectat normele urbanistice. Veneau investitorii și puneam în centrul orașului, da, numai da, că se erau străini. Da. Și avem foarte multe cazuri, da? Avem zona Albert, da? La un moment dat era o zonă mixtă industrial cu rezidențial. Și acum cum e? S-a mai domolit. Da. Exact, s-a mai domolit. Adică au apărut niște cartiere de blocuri pe niște fabrici care nu erau chiar foarte vechi. S-a mai domolit acest impuls. Dar pe de altă parte, în Ardeal, după 90, știu că aveți proiecte, acum mă refer la profesia dumneavoastră, da. În multe zone din țară. Da. Cum au reușit oamenii după 90 să construiască cu cap și să nu fie mixul ăsta care la un moment dat poate fi interesant, util din punct de vedere economic, însă din punct de vedere arhitectural e o vraiște general, adică... Bun, și în Ardeal sunt zone, adică în zonele periferice ale orașelor și acolo au fost aceste probleme pe care noi le găsim în Ploiești. Însă în Ardeal
oamenii erau foarte legați de centrul orașului, centru vechi, da? Conceptul de centru vechi a fost exportat și în afara Ardealului, adică în București, cam Ploiești mai puțin, a fost exportat în urmă cu 10-15 ani. Ardealul avea, Brașovul, de exemplu, avea Piața Sfatului, toți erau mândri de Piața și Sfatului. Sibiu, Sibiu la fel, Clujul. Timișoara, Cluj, Timișoara era zona cetății, da. Da, Alba Iulia, Oradea, da, aveți dreptate. Deci, ei erau legați foarte mult de această zonă. Țin minte, socrul meu povestea, socrul meu brașovean, povestea că avea un vecin și nu mai-l considera în epoca comunistă, îl considera nebun, își punea cilindru, joben, așa se spune în Ardeal la joben, își punea cilindru în cap și mergea pe centru în fiecare weekend. De ce? Pentru că erau oamenii foarte legați. Socrul meu n-a trăit în zona centrală a Brașovului, a trăit în zona periferică a Brașovului, deci... Și Ploieștiul, neavând un centru istoric... Ploieștiul a avut un centru istoric. Am deraiat-o. Incredibil, Ploieștiul a avut un centru istoric. Mă uit pe poze. Eu n-am prins mare lucru, adică cam ce se vede acum, cam asta a rămas. Ploieștiul a avut un centru istoric, chiar un centru, zic eu, ofertant din punct de vedere arhitectural, doar că și cu tremurul din 77 s-au împlinit nu de mult niște ani, așa, și bombardamentele din anii 40 au dărâmat din acest centru și din această cauză s-a pierdut un pic din continuitatea arhitecturală, dar cred că și un pic un impuls comunist de a respecta dogma comunistă a arhitecților din această zonă cred că a condus la distrugerea centrului. Dar vă spun ceva, mă rog, eu vă spun ce cred eu, că sunt și eu ploieștean, jet pe jet, vorba aia, eu vreau un centru. Dar nimeni nu pare interesat că există și în Ploiești, cred că foarte mulți, de fapt, nu că există o parte, cred că foarte mulți, cei mai mulți ploieșteni, își doresc un centru. Că la ora actuală, care e centrul Ploieștiului? Că lumea spune, în față la Casa Albă, mergi 200 de metri, deci ajungi la Șahiști și gata. Un oraș cu aproape 200.000, un oraș care avea peste 200.000 de locuitori. Care e centrul? Eu vreau un centru. Eu vreau să avem și noi un centru pe care, dacă nu-l avem și nu-l avem, să-l construim. Cu viziune, cu efort, cu bani. Da? Eu nu vreau numai pomeni, nu vreau numai subvenții. Dar nu vreau, stați că nu vreau să mă duc în altă zonă. Să rămânem la centru. Eu îmi doresc un centru și ca mine sunt convins că foarte mulți zic, da, vrem un centru cu terase, cu cărți, cu ce am văzut și noi. Nu departe, la Brașov, la Sibiu, da? Da. Păi, Ploieștiul poate avea un centru? Evident, evident. De unde până orice unde? Păi nu, știu că e evident, dar de unde până unde? Păi în Ploiești au fost făcuți niște pași mai de mult. Noi am creat în Ploiești de mult, când alte orașe nu aveau, o zonă pietonală. Dar ne-am oprit. Cea mai mare problemă, din punct de vedere urbanistic, este orașul intersecție. Da, centrul intersecție. Noi, în centru, în zona centrală, avem o intersecție. Da? Cea mai mare de altă. Tac Ionescu cu Bulevardul, da. Adică este acolo trec tranzitată de cei mai mulți dintre oameni. Asta... Indiferent unde au treabă. Exact. Noi trebuie să evităm centru intersecție. Interesantă observație, aveți dreptate. Este obligatoriu. Ca să avem un loc unde se poată întâlni oameni, cine își bea cafeaua într-un loc unde vâjâie mașinile, salvările, se duc, se claxonează, se... Cine își bea cafeaua într-o zonă de genul ăsta? Interesant, nu? Vă rog, și mai departe. Trebuie să avem o piațetă. Uitați-vă la Câmpina, că e un proiect, acum, știți, mi-am anunțat acum 10 minute, mi-am anunțat intenția mea de a candida, dar intru într-un subiect politic foarte fierbinte. În Câmpina, știți că este subiectul acela Dala Urbană, unii vor, unii nu vor. Pasajul subteran care... Eu vă spun următorul lucru, cu subiect și predicat. Oricât de riscant ar fi din punct de vedere politic acea Dală Urbană, dacă se va realiza, nu știu dacă se va realiza, nu știu exact. Vorbiți despre Câmpina, da? Despre Câmpina și în Ploiești dacă se realiza, dar acea Dală Urbană în Câmpina va transforma orașul, iar peste 20 de ani toți vor mulțumi celui care a inițiat acel lucru. Îl va transforma în ce sens? Acolo va deveni centrul Câmpinii. Câmpina se va dezvolta pentru că există această dală urbană. Dar și Câmpina urbană. E cu intersecția, cum a zis, orașe cu intersecție. Oraș și centru intersecție. Așa, centru. Da. Este o și normă. La Câmpina e la fel. Da, este o normă urbanismului. Nu vrem să avem centru intersecție. Nu vrem să avem... Închipuiți-vă Viena, da? Cum ar fi acolo unde e catedrala Sfântul Ștefan să fie o intersecție, o nebunie, o aglomerație de mașini? Aveți dreptate, da.
orice oraș, Brașovul, gândiți-vă că Brașovul, bine, Brașovul are și peisajul spectaculos, dar gândiți-vă că Brașovul tot timpul, piața Sfatului din Brașov a fost liberă de mașini. Nu vreau să fiu perceput de către cei care se uită la noi, nu vreau să fiu perceput că am ceva cu mașinile. Nu am, din contră, conduc vorbim foarte mulți kilometri. Dar vorbim de centru. Oamenii trebuie să-și lase mașinile, să aibă unde să-și lase mașinile, pe marginea centrului și să poată bea o cafea, să se întâlnească, să ducă cu drag în centru. Acum noi ce avem? Nici rochile alea de mireasă nu prea le mai avem prin centru. Avem numai case de pareuri și bănci și farmacii. Stați puțin, că vreau, nu vă las, mergem un pic mai departe, mergem un pic mai departe. A zis, doamne, centru intersecție sau cum? Centru intersecție, da, așa a zis. La Câmpina, uitați, primarul moldoveanu a riscat, a creat o dezbatere întreagă, pro și contra, cu un pasaj subteran care se traverseze tot centru. Da, astfel încât să, la suprafață să fie pentru pieton, terase, exact. Da, spații exact. Pentru pieton, exact. Costuri foarte mari, evident. La Ploiești, vă spun cu ce ar spune gurile rele, ar spune, băi, a venit arhitectul Enescu, a venit Răzvan Enescu și a zis, domnule, de centru Ploiești, el nu știe câte, pe unde deviază traficul. Da? Fiindcă sunt multe mai, oricum traficul Ploiești a devenit incredibil, dar a spus ceva că nu trebuie toate mașinile să treacă prin centru și o să vă rog să reveniți asupra acestei idei. Și pe de altă parte, frate, la noi sunt multe conducte, noi nici parcarea aia subterană la Parcul Foamei, mult promisă, mult discutată, mult dezbătută, mult susținută de către opinia publică, n-am fost în stare să o facem. A rămas așa. Da, facem, da, hai că facem, a trecut campania, toată lumea, nu s-a mai ales, nu s-a ales nimic, de fapt, nici măcar, s-a fost o idee și a dispărut. Să luăm cu începutul. Ploieștiul este un oraș dificil, din punctul ăsta de vedere, pentru a avea un centru, din punct de vedere edilitar, la rețele, că v-ar spune domnul Volosevici, domnule, ne scubisați, domne, că pe jos, ca și la Parcul Foamei, sunt conducte multe și... Da, eu vă spun un lucru. În Câmpina nu se face în câmp acest pasaj. Se face tot în centrul orașului. Și acolo există rețele edilitare. Da, va spune cineva, da, Ploiești e mai vechi. Bun, da, Ploiești este mai vechi. Dar credeți-mă, în București s-a putut acest lucru. Avem piața Universității care a fost reconfigurată. Adică, de ce s-ar putea în București, cred că știți, este o parcare de 3 etaje sub pământ. Adică acolo nu există rețele edilitare. Din contră, s-a făcut într-o zonă în care era o problemă arheologică foarte mare. Acolo s-au găsit clădiri vechi, s-au găsit morminte în acea zonă. Da? De ce nu s-ar putea și în Ploiești? Adică bun, Ploiești are niște rețele edilitare fantastice, în București s-a construit metrou. Diferite, speciale. Da, speciale, nu știu, mie din punct de vedere al serviciilor pe care le obțin, nu mi se par așa niște servicii. Adică și în Ploiești mai pică curentul câteodată și noi avem apă, canalizare care se mai și înfundă. Linile de petrol bănuiesc, conductele. Nu cred că avem așa conducte prin centrul orașului și dacă putem să deviem alte conducte, cred că putem să deviem și conductele de petrol. Avem foarte mulți specialiști în petrol și cred că pot pune... Deci astăzi spuneți că vorbim... Nu, tehnic există soluții. Deci tehnic există soluții pentru rețele și pentru devierea traficului printr-un pasaj. Tehnologia a avansat bănuiesc suficient de mult încât să nu inventăm noi devierea rețelelor. Evident, evident. Adică dacă ajungem să ne cramponăm de aceste argumente, sincer, nu mai facem nimic. Dar asta înseamnă, ar însemna balamuc în oraș. Înseamnă balamuc. Major. Bani și balamuc. Oamenii trebuie să aleagă. Vrem Ploiești așa. Știți cum? Fără praf nu putem să construim nimic. Vrem și noastră, stați ca să ducem ideea până la capăt, noastră, Ploieștiul spuneați că da, cu certitudine poate să aibă un centru. Arhitectul Răzvan Enescu, ploieștean Răzvan Enescu, nu omul politic, cum vede centrul Ploieștiului? Sunt foarte curios. Fiindcă ați învățat la școală, de-aia vă întreb. Eu n-am învățat la școală ce ați învățat dumneavoastră. Bun, nu pot să zic că am învățat, le-am văzut și eu, da, am furat, am știut unde să mă uit în alte locuri. În primul și în primul rând, eu aș vedea un pasaj, da, care ar începe dinspre zona Bulevardului Independenței, cât mai aproape de Tribunalul Vechi. Da. Să vedem și soluțiile tehnice, da. Că așa pot să spun din gură foarte multe, până spre zona Catedralei. Bun, este foarte mare, dar încă o dată, cam în zona aceasta, aș vedea eu. De ce am putea avea o esplanadă în zona... Știți că s-a mai discutat cu 7 etaje, da. Sunt oameni dărâmă, că dărâmă, da. Că-i mută. Dacă facem o legătură între opera arhitectului Socolescu,
Putem să facem acest lucru și prin, cu ajutorul acestui pasaj. Dar doar cu un pasaj se poate face acest lucru. Nu neapărat dărâmând un bloc. Bun, dacă se găsește și soluția. Deci vreau să răspundeți că centru Ploieștiu poate să aibă un centru, un adevăratul sens al cuvântului, doar printr-un pasaj subteran? Eu așa văd. Suprateran? Așa văd. Mi se pare, nu, suprateran este exclus. Gândiți-vă că avem un podus, avem un pod. Uitați-vă la vest. Da? Pentru zona vestului poate este, centură este e okay, pentru da. Centură este ok, dar închipuiți-vă că acel care, atenție, este o soluție bună. S-a mai discutat în zona vestului să se facă un pasaj subteran, dar într-adevăr acolo chiar era o problemă cu rețelele și nu știu dacă era justificat un pasaj subteran. Dar pentru zona centrală, închipuiți-vă că aveți podul ăla în centru. Da. Nu arată, ar arăta, nu, și n-ar fi ofertant din punct de vedere turistic și din punct de vedere al cetățenilor din Ploiești care vor să bea o cafea, să și nu zic că am avea tot traficul. Până acum ne-ați adus doar elementele care ne-ar da viața, adică peste cap, pentru o perioadă de timp. Și Ploieștiul atunci ar putea să aibă, spuneți, o suprafață strict pietonală, da, de la sindicate, catedrală, da, da, până la... Până spre tribună. Până spre investiția, până la Poșta Mare, da. Ar fi wow. Ar fi wow. Repet, trebuie să vedem. Evident, au, cu studii, cu studii, adică nu, nu trebuie, asta este zona. Asta, știți în jurul cărei clădiri mi se pare că ar trebui să ne uităm foarte bine, Palatul Culturii. Din punctul meu de vedere este bun, hai să nu facem un top al clădirilor cele mai frumoase clădiri din Ploiești. Dar Palatul Culturii, halele centrale și biserica, catedrala, da, sunt cele mai frumoase clădiri din Ploiești. Și aș dori să plusez, cred că halele centrale sunt cele mai frumoase, e cea mai frumoasă piață din România. Să-mi dea cineva un exemplu că îl accept și îl pot dezbate, dar e cea mai frumoasă piață din România. Deci trebuie să avem grijă de halele centrale. Trebuie să avem grijă. Știi, nu știu dacă mai țineți minte din campania trecută, am venit cu o idee și o să mi-o păstrez, ideea de data trecută. Și un centru cultural în halele centrale. I-am spus eu mall cultural. Cultural, da. Bun, cu toată stima pentru cei care vând produse în halele centrale, dar poate ar fi bine să le mutăm în apropierea halelor. Adică nu în spatele halelor, dar pe platou. Da? Să facem acolo o piață. Hale, clădirea să fie totuși, să aibă altă direcție. Culturală. Culturală, o zonă peste cap toate, deci nu să spuneți de la hale, să nu mai fie hale, să fie hub. Da. Și ce să facem acolo? Un hub. Ca să nu zică lumea, bă, hub cultural ce înseamnă? Concerte, expoziții. În hale, unde acum e pește. În hale, unde acum e pește. De ce nu se poate acest lucru? Pensați că trebuie să mă... De ce nu se poate acest lucru? Sunt foarte multe orașe mari care fac acest lucru. De ce nu se poate? Cetățile pe vremuri erau niște baze militare, ca să fim serioși. Și s-au făcut zone culturale, muzee. De ce nu putem să facem un muzeu al Ploieștiului? De ce nu putem să mutăm o parte din muzeele Ploieștiului acolo? Sau să facem acolo, să creăm ceva? Dumneavoastră aveți un muzeu al jucăriilor. N-ar fi frumos să fie în halele centrale? Deci vreau să spuneți hale. Da, e o idee inedită. Mi-a nu știu, mai localiza în hub-ul cultural dumneavoastră. Da, cred că foarte mult suntem surprinși de idee. Adică trebuie să obișnuiți cu pește și brânză. Adică mergem la hale să cumpărăm... Nu știu, dar noi suntem... Ploieștiul are multe probleme, dar vinde hale și vinde pește și brânză într-o clădire monument. Una, cred că cea mai frumoasă piață din România, am spus. Da? Atât de... din punct arhitectural... Din punct de vedere arhitectural. Da. Este superb. Dacă e să ne uităm cum arată o clădire industrială, comercial-industrială, da, cea mai frumoasă din România. O fi și patriotism local, nu zic nu, dar... Dar e top acolo. E top. Nu, cea mai frumoasă, zic. La fel și, scuzați-mă că vă întrerup, la fel și catedrala, cred că este între cele mai frumoase biserici. Aici poate fi dezbătut. Da. Și Palatul Culturii. Palatul Culturii este... Da. Nu, Socolescu ne-a lăsat moștenire. Nu ne-a lăsat moștenire. El a avut și ideea mult... să avem grijă de ele, că și halele centrale, exact. Posibilul hub cultural, are nevoie de reabilitare urgentă și care înseamnă bani. Că asta spuneam la început. Domnule, ne trebuie bani și expertiză, sau nu știu ce a spus al doilea, da? Viziune. Și cu banii cum facem? Că toată lumea zic că, domnule, ce frumos visează. Fonduri europene. Fonduri europene.
Știți că la Ploiești fonduri, e un subiect, fonduri, stați, da? Că la Ploiești știți că e un subiect, e cu un fel de bapeamătie, adică domn primar zice, domne, am... Fonduri europene, da. Noi nu avem bani, avem un buget de 845, dacă nu mă înșel, de milioane, da? Poate fi discutat. A spus doamna Dolniceanu pe scaunelul care s-a spus dumneavoastră, a zis bugetul scuze, bugetul Ploieștiului este praf. Cum adică praf? Este praf, praf. Este umflat. Nu, nu, din punctul meu de vedere nu poate ajuta dezvoltarea orașului. Da, ok, asigurăm cheltuielile de funcționare ale orașului, dar nu putem investi în oraș. Noi trebuie să atragem fonduri în altă parte. Vă dau exemplu Reșiței. Reșița are economia moartă. Reșița. Municipiul Reșița. Eu cred că este între orașele cu cea mai mare absorpție de fonduri europene pe cap de locuitor. Să verificați. Așa. Și în Reșița, oamenii aceia atrag orice fond. European, norvegian, fondul de mediu, orice. Au un departament, pe care îl cunosc foarte bine, au un departament, oriunde se deschide o linie de finanțare, ei se duc și atrag bani. Peste tot. Asta trebuie să facem și noi în Ploiești. Că altfel noi nu avem bani. Nu putem să ne dezvoltăm. Sunteți consilier municipal. Da. Care este opinia dumneavoastră? De ce nu am atras bani suficienți? Din punctul meu de vedere, nu pot să-mi explic. Consiliul, cât a fost, să zicem, atacat de către executiv, Consiliul a votat toate proiectele pe fonduri europene. Toate proiectele. Ba mai mult, a și venit cu anumite propuneri. De ce n-au fost atrase? Poate domnul Soare, domnul director, să fie întrebat. Poate domnul primar, poate firma de consultanță, poate proiectantul. Noi am atras aceste... Păi am atras atenția. Și atunci, dacă nu s-a putut actua administrație, de ce am crede că se pot atrage? Că la Ploiești pare misiune imposibilă. Adică la ce trenuri au trecut cu PNRR-ul, cu fondurile europene, vor făceam emisiune, am făcut emisiune în județ. Deci toți au zis, domne, a fost o toți primarii au zis, domne, a fost o perioadă incredibilă pentru România. Exact. Iar Ploieștiul a rămas în urmă față de România. Da? Asta este opinia mea, o spun cu subiect și predicat, adică cele 163 de milioane de euro, de-abia aștept să le văd și eu implementate, despre care vorbește domnul primar, erau 200 semnate de fostul primar, acum 163. Bun, a fost un fel de bapea mătii, scuzați-mă, dar se aruncă vina și pe mine, eu credeți-mă, domnesc, că am la nivelul la care nu mai pot. Deci nu mai pot. Când văd, m-ați dat pe spate acum și cu Reșița. Dar nu știam și de Reșița. Dar când mă uit că la Buzău, la Târgoviște, la Sinaia e OZN pe lângă noi. Oricum, când mă uit la Alba Iulia, Cluj, Craiova, Iași, Constanța, cam toate municipiile de Reșiță de județ s-au mișcat semnificativ. Semnificativ. Nu că am mutat de colo-colo și nu că asfaltăm un bulevard și nu e, și nici, nu e gata. Și nu e gata, adică nu e vremea. Stați că a zis domnul primar că nu e vremea. Când va fi vremea am bună, înțeleg. Că vrea să reziste 100 de ani sau nu știu. 30 de grade trebuie să fie afară. Cred că sunt prea multe. Haideți că deja... Da, bun, că sunt undeva între 18 și 21. Aha. Adică și la 1,5 km sau cât are bulevardul ăsta, stăm să ne căcăim și pe de altă parte eu circul destul de des pe acel bulevard. Eu am spus-o public, o înțeleg presă, domnule, ne rupem mașinile. Sunteți curajos? Asta voiam să vă spun, că mergeți pe acel bulevard destul de des. Eu încep să-l evit. Că, da. Bun, spuneți-mi, vă rog, despre centrul intersecție, că e foarte, adică aș vrea, îmi place discuția și aș vrea să mergem un pic mai departe. Care sunt soluțiile astfel încât acest centru intersecție, să presupunem că Ploieștiul va avea, să zicem, acel pasaj subteran, bun, cu tot deranjul, dar cum facem să nu mai intrăm toți, indiferent cât avem treabă, prin centru? Că intersecția aia de la Tachionescu, pe acolo toate mașinile, est, vest, nord, sud, toate circulă pe acolo, adică... Există variante de ocolire. Da, știu, da, da, soluțiile alea, da, da, cu semafoare și mor, și mor pe ele. Nu neapărat. Există intersecția spre Sfinții Împărați, poate fi deviat traficul stânga-dreapta, nu, există niște variante. Dar varianta unui ring, unei centuri? Cam direcția asta, trebuie niște sensuri ulice, trebuie o comisia de circulație, trebuie niște specialiști în urbanism. Dar o centură, fiindcă eu dacă stau în nord și vreau să ajung la sud, să-mi intru, bun, am soluție de la nord la sud, dacă stau în nest și vreau să ajung la vest, să pot să intru pe centură
bam, 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 și uitați. Vreți să deschid o altă rană, domnule Enache, să vă povestesc despre Strada Libertății, un alt proiect ratat? Asta unde? Strada Libertății, Gara de Vest. Da? A, Gara de Vest, Gara de Sud. Da, este o variantă, o centură interioară a orașului. Da, da, pe de un drum care am înțeles de la fostul primar că dezvolta și din punct de vedere economic. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere economic, da, este cea mai importantă investiție și dacă primarul actual sau orice primar, da, voia să rămână cu ceva, nu putea să ducă toate proiectele. Se vede clar că n-a putut să le ducă pe toate. Dar voia să lase ceva în urmă, se ținea de acel proiect. Este cel mai important proiect. În momentul, vă mai dau și niște argumente. În momentul de față, cred că n-a trecut o lună de când a fost prezentat un PUZ în Comisia de Urbanism, în care se dorește acolo realizarea unui centru comercial. Da? Este un investitor privat care face un centru comercial. Pe un... axa aceasta, Gara de Vest. Gara de Vest, Strada Libertății, da. Aceea, fosta rafinerie Columbia. Da? Acolo se va face un centru comercial, un supermarket. Se va face când va fi o stradă. Nu, se va face. Acum este un PUZ care va fi aprobat, cred că în viitoarele ședințe. Chit că nu e stradă. Chit că nu este stradă. Investitorul și-a asumat faptul că va construi pe cheltuială proprie un acces către teren, da? Și va readuce la starea inițială în momentul în care va fi implementat proiectul european. Vorbim despre un mall sau supermarket? Supermarket. Știu și numele, dar aș prefera să nu. Deci un supermarket... internațional, brandul sau? Mă rog. Internațional. E unul dintre primele supermarketuri care au venit în ploiești. E interesant și de ce v-am insistat cu întrebarea, fiindcă înseamnă că, de fapt, acea zonă, în ciuda bâlbâielilor administrației locale, înseamnă că investitorii deja o văd, o cer. Este, se dezvoltă organic. Da. Și știți ce se va mai întâmpla? Chiar am întrebat reprezentantul investitorului. Dom'le, nu vă asumați faptul că prin terenul dumneavoastră, prin investiția dumneavoastră, acea centură, de fapt investiția dumneavoastră va acționa ca o centură, oamenii vor folosi parcarea supermarketului ca o centură să se ducă spre Gara de Sud? Dom'le, nu ne interesează. Trebuie să realizăm investiția. Ploieștiul are nevoie de dezvoltare. Da? Noi spunem, da, nu avem buget, dar trebuie să atragem populație. Spunem că Ploieștiul a scăzut la 180.000, conform ultimului recensământ, de locuitori. O informație care, credeți-mă, pe orice ploieștean, cred că a avut o strângere de inimă când a văzut că am ajuns la 180.000 de locuitori. Calitatea vieții scade. Dar noi nici nu avem unde să dezvoltăm cartiere rezidențiale, că toată lumea blamează, se construiesc blocuri, dar trebuie construite și blocuri, că oamenii stau în blocuri. Da? Acești investitori au spus, nu domne, noi vrem să construim. Și au găsit un potențial și vor dezvolta această zonă. Mai avem doar 3 minute. Parcări subterane sau supraterane? Subterane. Extraordinar. Sunt mai scumpe. Păi știu, dar de ce? Păi nu, că sunteți cam primul, cred, care susține asta. Cu asta am văzut și o străinătate, că acolo nu prea există. Există și supraterane, dar când se poate, se duc în subteran fără probleme. Sunt aproape dublu ca și cost, dar salvăm terenul. Evident. Evident. Noi avem... Revenim un pic la subiectul inițial al arhitecturii. România a avut o problemă foarte mare. V-am spus, cartier, zona Cameliei, zona China, mai degrabă zona Cameliei, unde blocurile sunt răsfirate. Dar haideți să ne uităm în zonele aglomerate, Republicii, Malul Roșu, 9 Mai, da, bloc lângă bloc, lângă bloc, lângă bloc. Dacă mai venim și cu parcare supraterană, deja omorim tot spațiul. Și bani de unde, domnul Enescu? Bani de unde? Bun, iar vin cu o afirmație total nepopulară. Va trebui să plătim și parcarea de rezidență. Știu, este nepopulară, dar cu o condiție, pentru că și eu sunt în situația în care va trebui să plătesc o parcare de rezidență. Cu o condiție, să primim ceva la schimb, să primim un loc de parcare decent la schimb. Plus că bani de unde? Noastră spune sistemul de afară, că așa am văzut și în Franța, așa am văzut și în Belgia. Adică între 7 și între ora 18, 19 și 7 dimineața, contra unui abonament ok ca bani, adică nu ceva wow, da? Ai locul asigurat. Evident. De la, da, după care evident.
Evident. Da, este, asta trebuie văzut și trebuie discutat și trebuie văzut dacă ploieștenii au în momentul de față disponibilitatea să plătească acei bani. Depinde câți bani, că lumea întreabă, bă, sunt dispus dacă cred că treptat trebuie. Orice om ar zice, domne, dau 10 lei, 20 de lei pe lună să am locul meu de parcare, dar nu-mi cere acum, nu știu cât, că evident, și așa. Evident. Și atunci eu cred că ar zice, da mă, decât să mă cert cu vecinul Răzvan, că i-am luat locul, că mi-a luat locul, că vecine, dacă au fost și bătăi în cartier, evident, să nu mai vorbesc vecinii între ei, din cauza locurilor de parcare insuficiente, cred că ar zice, bă, 20 de lei e ok, 50 de lei pe an, că am București, adică și am locul meu, în intervalul cum e afară, adică nu inventăm nici aici apa caldă. Vă mulțumesc, domnule, interesante câteva idei, inedite, noi. Mi-a rămas aia și cu centru cultural și cu hub-ul cultural, dar și aceea cu centru, cu pasajul subteran, ar salva întrebări. Atunci Ploieștiul ar avea un centru. Mulțumesc pentru participare, vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!